Îmi spuneți, vă rog, când e momentul cel mai potrivit să începem? Da? Da. Sigur că motivul pentru care am ținut să vină azi în fața noastră a fost discuțiile în cadrul Comisiei Securitatea Națională și Ordine Publică legate de soarta celor 4 cetățeni care au fost răpiți de către autoritățile separatiste de la Tiraspol. Cele 4 entități, MAIU, SISU, Procuratura Generală și Biroul de Reintegrare, a 5-a și Ministerul Afacerilor Externe, ne-au informat care au fost acțiunile întreprinse în această perioadă. Concluziile sunt câteva, suplimentar la ceea ce v-a anunțat președintele Comisiei Parlamentare. Primul lucru este că asistăm la concluzia noastră, că a avut loc o operațiune planificată, foarte bine și minuțios gândită, de către autoritățile neconstituționale din stânga Nistrului, cu implicarea nemijlocită a așa numitei securități MGB, organ de represiune în stânga Nistrului. Sunt date despre, ne-au fost prezentate date despre aproximativ unde se află aceste persoane, cum a avut loc procesul de sechestrare și de către cine. Noi, în virtutea funcțiilor și informației operative, eu n-am să vă pot da multe detalii. Șochează un lucru, că această operațiune, această provocare, are loc într-un context anume. Are loc într-un context electoral. Lucrul ăsta, în opinia mea, nu este întâmplător. Venind încoace, am observat că președintele Dodon nici nu măcar nu știe că de fapt este vorba de 4 cetățeni ai Republicii Moldova și nu 2, așa cum a scris dânsul în postarea de acum vreo 15-16 minute. Asta este atitudinea președintelui față de cetățenii Republicii Moldova. Și noi o să urmărim foarte atent dacă nu cumva această operațiune pusă la cale, și ea a fost pusă la cale, pregătită minuțios, noi ne-am convins asta din informația audiată, nu face parte cumva dintr-un scenariu mai mare. Foarte mult sperăm că atât autoritățile noastre, organele interne și de securitate, ordine publică, vor face tot posibil pentru a elibera aceste persoane. Toți cei care au fost implicați în această operațiune de răpire, sechestrare, să fie documentați și să fie intentate dosare pe aceste persoane. Iar președintelui Dodon, care s-a întreținut atât de deschis cu liderul separatiștilor, Krasnoselski, ceva timp în urmă, la Condrița, îi transmitem că cetățenii Republicii Moldova sunt mai importanți și prima responsabilitate a conducătorilor acestei țări și nu cochetarea cu liderii separatiști și nu să le facă pe plac la solicitările care probabil au parvenit la Igor Dodon, inclusiv în cadrul acelei ultime întrevederi, cât și în contactele lor care le mai au ei periodic. La fel, o să fie întreprinsă mai multe acțiuni din partea și Biroului de Reintegrare și Ministerul Afacerilor Externe, astfel ca toți partenerii de dezvoltare
misiunile diplomatice să fie informate că prin acest incident, prin această provocare, au fost trecute toate liniile roșii care mai erau niște aparențe, da, că se respectau de către autoritățile separatiste. În acest caz, vedem că este vorba de o provocare și, cum am spus, premeditată, planificată și orchestrată de către autoritățile separatiste. Eu o să mă opresc aici, nu înainte de a menționa că noi am cerut și vom insista să convocăm ședința extraordinară în cazul ăsta Parlamentului. Avem un caz fără precedent, plus șochează și încă un moment. Nu doar faptul că Igor Dodon a uitat sau fiind în febră electorală, n-a știut că de fapt sunt 4 cetățeni și nu 2. Șochează lipsa de compasiune și de responsabilitate și a reprezentanților Partidului Socialiștilor, adică deputaților din comisia noastră, care nu s-au prezentat niciunul la această comisie. Eu cred că unica justificare poate fi o boală tare, tare cruntă sau aflarea pe alt continent. Da? Altfel, eu nu pot să înțeleg de ce niciun reprezentant din deputații socialiști nu a binevenit să vină. Nu era vorba să ne asculte pe noi, era vorba să asculte autoritățile noastre care au prezentat o informație exhaustivă pe acest caz. Astăzi, deputații de la platforma ta au anunțat că vor iniția moțiune împotriva acțiunilor Ministerului Afacerilor Interne. Vrem să vă întrebăm dacă vreți să susține această moțiune. Noi o să vrem mai întâi, am solicitat deja textul de la colegii de la platforma, da? Vrem să vedem textul, vrem să vedem argumentele, să eventual să venim și noi cu completări. Dar fiindcă ați adus în discuție momentul ăsta, un mesaj către ministru Voicu. Domnul ministru Voicu, ținând cont de faptul că noi am mai avut încă niște incidente legate de raionul Dubăsari, și anume intimidările la care au fost supuși consilierii raionali din Dubăsari după ce au avut o tentativă de a-l demite pe președintele, îmi scapă numele raionului, nu că ar fi tare, tare important, dar e cel care a impresia că mai mult este reprezentantul Transnistriei la Dubăsari, dar nu Filipov, pardon, dar nu un ales local și o cetățean al Republicii Moldova. Iată, domnul Voicu a fost, sau angajații, subordonații, cei care sunt foarte loiali domnului Voicu, au fost mai mult preocupați de a intimida consilierii raionali. Domnul Voicu, ocupați-vă, vă rog, de lucruri mult mai importante, pentru că separatiștii răpesc cetățeni de pe teritoriul nostru. Deci ăsta e regimul și ăsta e halul în care a fost adusă securitatea noastră de către conducerea actuală a Republicii Moldova. Care este semnalul pe care îl transmite Dodon, pe care îl transmite Voicu și toți cei care în loc se vegheze asupra securității noastre, dar se ocupă cu aranjarea campaniei electorale și mersul cu alaiul al lui Dodon prin Republica Moldova. Tot pe rețelele de socializare a apărut o informație, precum că doi cetățeni ar fi fost deja eliberați, despre ce va însuși nu se cunoaște nimic, pentru că ar fi angajați așa numitor instituții de stat din stânga ministrului. Iată, vedeți, eu n-am știut că a apărut lucrul ăsta, de-aia și-am menționat. Contextul electoral foarte mult dă de bănuit când s-a produs acest eveniment. Da? Și că cineva probabil încearcă să capitalizeze pe această tragedie. Noi ne adresăm către toți actorii electorali și în special cel care este vizat în primul rând. Nu folosiți destinele oamenilor în obiectivele voastre meschine, politice. Este vorba de oamenii noștri, este vorba de cetățenii Republicii Moldova și de familiile lor care sunt într-o situație și foarte, foarte dificilă. Și eu sunt sigur că cetățenii Republicii Moldova o să-i taxeze.
la momentul potrivit, iar organele de drept, procuratură, MAI, SIS, mă adresez către cei care activează în aceste structuri, vă rugăm foarte insistent, cerem, să documentați foarte bine. Și noi știm că voi aveți capacități suficiente, acest caz, și o să vină timpul când toți cei care au pus la cale această provocare, această operațiune, repet, să nu a fost nimic exprompt, operațiune, vor ajunge în fața legii. Așa cum a ajuns un alt personaj care a servit drept pretext și a fost condamnat pentru răpirea altor cetățeni Republicii Moldova ceva timp în urmă și și-a luat o sentință serioasă între timp. Și eu mulțumesc, o zi bună!